Într-o predică, George Mueller evocă amintirea soției sale și fericirea lor. O fericire care a crescut cu ani, spune el. Nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi întâlnesc pe neașteptate iubita mea soție la Bristol, la orfelinate sau altundeva, fără să simt imediat o mare bucurie. Și aceasta nu numai în timpul primului nostru an de căsătorie sau în timpul celor 10 sau 20 sau 30 de ani care i-au urmat ci în tot timpul și până la sfârșit. În fiecare zi, cât era posibil, petreceam cu ea în camera ei la orfelinate 20 sau 30 de minute, stând în șezlongul pe care îl oferise un frate creștin la prima ei criză de reumatism. Rămâneam așezați unul lângă altul, mână în mână, ne vorbind decât puțin. Fericiți unul de altul și fericiți în Domnul. Fericirea noastră de a fi ai lui Dumnezeu și unul altuia era de nedescris. Desi mi s-a întâmplat să-i spun iubitei mele soții: Crezi, draga mea, că poate exista în Bristol sau undeva în lume o unire mai fericită ca a noastră? Care au fost motivele acestei fericiri? 1. Amândoi urmăream același scop aici pe pământ, să trăim pentru Hristos și nu ne-am abătut niciodată de la scopul acesta. Dacă această unitate de scop lipsește din viața a doi soți creștini, să nu se aștepte să cunoască fericirea. 2. Aveam și unul și altul multe de făcut și munceam amândoi, acest belșug de muncă a fost de asemenea unul din factorii fericirii noastre. Nu era nevoie niciodată ca să ne întrebăm dimineața ce să facem astăzi. Aveam mai mult de lucru decât puteam face. Mulți oameni, chiar creștini adevărați, fac greșala de a suspina după o situație în care să nu fie supuși la munca de fiecare zi și să aibă timp liber. Ei nu știu că își doresc un mare rău, un loc de un mare bine. Fără niște ocupații regulate, s-ar găsi expuși la multe ispite. 3. Oricât de numeroase ar fi fost ocupațiile noastre, n-am permis niciodată ca ele să ne absoarbă atât de mult încât să neglijăm îngrijirea sufletelor noastre. Înainte de a începe lucrul, luasem obiceiul să ne rugăm și să citim Biblia, fiecare separat. Dacă copiii lui Dumnezeu neglijează să aibă în fiecare dimineață clipe de comuniune cu Domnul, momente în care își rănesc sufletul, dacă se lasă absorbiți de serviciul lor, chiar dacă este vorba de servirea lui Dumnezeu, nu pot păstra multă vreme bucuria lui Hristos și fericirea căminului se resimte imediat. 4 Mai mult încă, soția mea și cu mine ne rugam împreună și acesta este în mod special un factor esențial al fericirii conjugale. De mulți ani, 20 sau 30, pe lângă clipele noastre de reculegere individuală, pe lângă serviciul divin făcut în cadrul familiei, ne rugam împreună în fiecare dimineață, ca să-i spunem lui Dumnezeu recunoștința noastră și să venim înaintea lui cu lucrurile cele mai importante din ziua aceea. Dacă trebuie treceam printr-o încercare deosebită sau dacă aveam în mod special nevoie de ceva anume, ne rugam din nou după prânz sau chiar o dată sau de două ori în cursul după amiezii. În sfârșit, seara, convenisem ca ultima oră pe care o petreceam în orfelinat să fie consacrată rugăciunii, deși tot eu n-avea multe de făcut la ora aceea, mai mult ca în oricare parte a zilei. Aduceam rugăciune, cerere, mișlocire și mulțumire. Toate acestea durau în general între 40 și 50 de minute și uneori chiar o oră întreagă. Îi prezentam lui Dumnezeu vreo 50 de chestiuni diferite, continuând să ne rugăm în fiecare pe care zi pentru aceleași subiecte până la împlinire. Atunci, lauda lua locul cererii. Niciodată nu ne-am reunit la rugăciune fără să fie avut un nou motiv de a mulțumi, în timp ce o altă povară era depusă la picioarele Domnului. Recomand în mod deosebit părinților creștini să se unească astfel la rugăciune. În ceea ce ne privește, cred că mai ales aici trebuie căutat secretul fericirii noastre conjugale și al dragostei noastre reciproce, care n-a făcut decât să crea o odată cu anii. Domnul a fost bun și binefăcător, dându-mi o asemenea tovarășă de viață și lăsându-mi o, în ciuda bolilor și accidentelor care i-au pus de mai multe ori viața în pericol. El a fost bun și binefăcător că mi-a îndepărtat dorința ochilor. Toți creștinii care m-au auzit sunt gata probabil să zică, împreună cu mine, că Domnul a fost bun cu mine, că mi-a dat-o și mi-a lăsat-o. Acum să facă un pas mai departe împreună cu mine și să zică că Dumnezeu a fost bun luând-o la el. În timp ce spun lucrul acesta, simt golul din inimă. În fiecare zi, ea îmi lipsește tot mai mult. În fiecare zi descoper tot mai mult ceea ce au pierdut orfanii prin moartea ei. Cu toate acestea, fără efort, sufletul meu se bucură de fericirea ei. Bucuria ei îmi dă mie bucurie. Fica mea și cu mine n-am vrea să o chemăm înapoi. Chiar dacă ne-ar sta în putere, Dumnezeu e cel care a luat-o. Ca soț, ca director de orfelinate, îi simt în fiecare zi tot mai mult pierderea, dar ca și copil al lui Dumnezeu, ca serva lui Sus, vreau ceea ce vrea Domnul și încerc să-L glorific printr-o ascultare totală de voia sa sfântă. Amin!